Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Ana Maria și astăzi vom continua cu un episod din seria Hogwarts Legacy. Nu ne-am mai jucat de mult acest joc aici pe canal, dar am avut puțin mai mult timp și am decis să mai înregistrez un video în încercarea de a ajunge la completion 100% din acest joc. Practic, noi am terminat main story-ul, acum doar ne plimbăm pentru a descoperi ceea ce mai are de oferit acest joc. Să știți că nu am mai intrat după ce s-a făcut update. La un moment dat s-a făcut un update foarte, foarte mare, practic aproape o reinstalare a întregului joc. Și uitându-mă pe notele update-ului, am observat că s-au rezolvat foarte multe lucruri. Sper să avem o experiență frumoasă și să vedem dacă vom observa anumite schimbări. Dacă vreți să vedeți toate videourile din această serie, eu le-am pus într-un playlist. Și acolo puteți vedea toată povestea de la început până în momentul de față. Puteți vedea cum am rezolvat diferitele puzzle-uri. Dacă aveți nevoie de ceva specific, lăsați-mi un comentariu mai jos și pot, dacă știu, o să vă răspund. De asemenea, dacă vă place acest video și vreți să vedeți videouri asemănătoare, dați-mi un like, abonați-vă la canal și dați click pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când încarc un video. Ia să vedem acest astronomy table. Cred că astronomy table s-a făcut cel mai puțin din toate chestiile din joc. Hydra! Bun, am făcut și acest astronomy table. Ia să mai aici ce avem, un camp? Un troll. Upsi, trollus. A dat în mine de acolo, nu pot să cred. Avem cumva flipendă pe aici? Nu, l-am pus. Că l-am rezolvat repede pe troluleț. Nu știu, are rost să mă duc jos să iau ce dădea? Nu cred că mai am nevoie de troll bogies. Nici de monstru nu mai am nevoie, dar na, nu pot să mă obțin. Are și el o comoară, ceva pe aici? Bine, hai să ne dăm puțin pe hartă. Și ce avem pe lângă noi? Avem aici un Small Bandit Camp. Hai să mergem la Small Bandit Camp. Avem un level 39, adică aproape maxim. Level 40 este level maxim. Și vom primi un achievement pe Steam atunci când ajung la level 40, de asemenea și ultimul talent point pe care îl putem folosi. Bum. Sunt puțin rusty la partea de bătaie. Nu prea mai mi-aduc aminte comenzile și combinațiile, dar revenim noi. Ia, bateți-vă voi între voi. Așa, aici undeva trebuie să fie un collection chest. What have I done? Aoleu. You've made a mistake. Vine un coro. Mulțumesc. Bun, am făcut acest bandit camp. Next, ce mai avem pe hartă? Ia să încercăm să facem un speedrun. Ce ziceam, n-a reușim. Diricol, nu. Mongrel, nu ne mai trebuie. Uite aici încă un bandit camp. Și nu ne-a reparat controlerul, tot trage în stânga. Dar n-am ce să-i fac.
Mai dăm și revelio din când în când. Cine știe ce mai descoperim. Niște peșteri văd. Mamă, de când m-am mai jucat jocul ăsta. It's been so long. Oh, use a mandrake against an enemy. Am putea să facem asta. Mai fost un dueling feat. Disarmă, poacher, executioner, dar nu cred că am... Nu am expeliam, am spus șmielene. Zău! Cam fringă, trebuie să te miști puțin mai repede, mister. Și ne mai trebuie 6 dueling feat-uri. Ar trebui să fac și pe celălalt, doar că... Na, mi-a fost lene, având în vedere că... Nu aveam pus. Alohomora, alohomora. Aici undeva. De aici eliberăm un cub. Dar până să folosim cubul, trebuie să luăm collection chest-ul, care cred că e aici. Da. Cam slăbuț, nu mai nimic în cortul ăsta pe lângă... Collection chest. Și cubul trebuie să-l ducem acolo. Așa. Vezi că știi? Wingardium Leviosa. Și ce vrei pe el? Foc? Merge așa? Merge. Uii! Mergem la subteran. Și am găsit un chest. Black leather gloves. Bune și ele. Ups, dreapta. Next. Ce mai avem? Încă un bandit camp. Îmi place. Dacă ne batem, înseamnă că facem și XP mai repede decât doar din colectat chestii și distrus, așa că... Nu poate decât să mă bucură. Ai, am ratat. M-am grăbit, ca de obicei. Dacă m-am numerit să mă bat fix cu ăla din prima, eu ce să fac? Nu mai pot să mai iau Weekend Weld. Mi se pare că au schimbat ceva la cum se controlează. Că parcă aleargă puțin ca mai urea. Revelio. Adică n-alergam eu bine nici înainte, dar parcă nici chiar așa. Next. Ce mai avem pe hartă? Aici apare ceva interesant. Ah, da, am fost la Tomb of Treachery, cred că în ultimul episod pe care l-am pus. Aici încă un Bandit Camp, Spider Lair. Și încă un Bandit Camp aici. Dar înainte să merg la ăla, mai bine merg aici, a? Da. Nu știu, face parte din aceeași regiune? Face. Ne urcăm pe măturică și să zburăm. Mai dăm revelio că pare că sunt multe lucruri pe care nu le-am descoperit. Uite și un Ancient Magic. Mamă, de că Ancient Magic chiar n-am mai făcut de ceva vreme. Un Merlin Trial aici. Nu
care cred se face cu acest biloi. Și pe care trebuie să-l tragem probabil la vale. Ori aici. Unde dispărut? Mi-a dispărut biloiul. A, nu merge cu Akio, trebuie să-i dau cu Depulso. Depulso. Înțeleg că era prea greu să-l trag, așa că pot doar să-l împing. Wow, unde s-a oprit? Ah, și nu o să pot acum cu Akio, nu o să meargă. Zim că l-a dus înapoi. Doamne ajută! Puteam să jur că mi-am schimbat pe Akio. Nici nu m-am uitat. Ce puzzle șmecher? Not. Serios. E ok, o să stau aici până mâine, o să dau pe repede înainte sau o să stau aici și o să vă arăt doar atunci când l-am dus, ca să nu pierde vremea. Da, și bineînțeles că atunci când zic că o să tai, după aia mi iese din prima. Și acum să intrăm aici în peșterică. Mergem la subsol, iarăși. Asta e cu pereți mișcă. Și am primit niște ocelari. Ai, ocelari în sus, ocelari în jos. Și am terminat. Ne înălțăm. Unde mergem? Unde mergem? Unde mergem? Aici. Un treasure vault. Se pare că mai avem și aici un cufăr. Kufringa! What have you done? Oh, aleo. What have you done? You dance, they want to buy it. You will fall. Nu cred că da, nu cred că pot să-i fac lui Stupefy. M-aș da dacă m-ar mai lăsa să mă dau, m-aș da la o parte. Auzi și ceva? My large friend.
Ei, uite, vezi că pot să o iau. Îmi trebuie un cub. De unde fac rost de cub? De acolo? Mama, te să aduc de la mama dracu. I saw hoofprints in the forest the other day that I swear belong to a unicorn. I'm sure there's something there. Sat there. Time to end the dueling kit. My bite is I think not. Redactor. Finger! Finger! I won't go down as easy! Huh? Rise and... and no one to share in my victory. Okay. Depulsul! Ah, da. Trebuia mai merge cu depulsul, trebuie să punem acio. Mamă, unde l-am zburat? Wingardium Leviosa. Uite aici. Întrebarea e pe unde trebuie să mă urc, că nu știu pe aici. Nu văd. Nu pot să văd pe hartă. Ah, eventual pe drum. Ar fi o idee. Și pe asta trebuie să dau Glacius. Oh, ce bine alergăm la deal. M-am mâncat pe mine să iau frunzulițele. Mergem, 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 mergem. Și acum mergem la vale. Unde s-a dat de pulso? Să spunem înapoi de pulso. Gear slots are full. Oh, no. Dacă cumva găsim un vendor din zonă, am putea să mergem să vindem. Mai sunt câte ceva elemente pe care trebuie să le cumpărăm. Așa că n-ar strica să facem rost de niște bănuți. De aici un Merlin Trial rătăcit. Aici, jos, e? Revelio. Nu? A, e după. Undeva. Și e de-asta simpluț. Cu fliependo! Să punem aici fliependo. Revelio. Stai, unde e ăla cu desenul? Așa... Gata? Asta s-a aliniat. Nu trebuie harpa. S-a aliniat și ăsta. Bun.
Asta a fost tot? Nice! Mai departe, parcă am văzut și o peșteră pe aici, pe lângă. Ah, și culmea, eu aici pusesem. Da, să mă urc eu pe măturică, că de pe măturică se vede bine tot. Bandit Camp, cred că acolo am fost. Da, uite, încolo avem. Peșteră, Ancient Magic. Merlin, nu știu care e primul, e și magicul ăsta, cred. Sau nu, peștera. Revelio. Aici, jos. Ia uite, aliniate. Și ce găsim în peșteră? Uite, și un maze! Ce mișto! De ce nu văd nimic? Pentru că sunt chiară, probabil. E cu vânticel! Vânticelul, prietenul meu! A, da, am uitat că mai gear slots are full. Ca de obicei. Cum facem? Destroy. Și destroy. Spart niște vaze. E, asta cu disarm an enemy mai e greu. Penrock has fooled you all. Revelio. Haide, mă, dă-n alea, nu? N-ajungem. Bine. Văzusem aici maze-ul. Nu știam că mai e un maze. Că din partea asta. Sper că nu l-am făcut. Nu cred că dacă îl făceam nu mai apărea pe hartă, de fapt. Poate pe aici? Nu, stai, trebuie să aruncăm ceva din inventar. După aia n-am loc și pierd. Ia. De ce nu pot să-l deschid? Revelio. Poate trebuia să citesc înainte scrisorica. Nu mă las să-l deschid. Is this a bug?
scria ceva pe acel note pe care nu l-am citit, evident. Nu scrie nimic. Trist. Sunt la 97%, level 39 la jumătate. Să vedem ce ne mai așteaptă în zonă. Să mergem la acest Merlin Trial. Nu, e cu fluturaș. Lumos. Am venit după mine, nu? Veniți. Să-i pun aici, stai că am văzut că e și un cufăr. Lumos. Vouă, Elene, să ieșiți de acolo sau... Sunteți blocați, am înțeles. Nu merge cu Fendo. Lumos. Rebellion. Lumos. Revelio. Nu știu unde trebuie să-i duc pe ăștia, mai am unul. Lumos. Oh, în spate acolo. Not so tricky after all, Merlin. Not tricky at all. Not tricky at all. Revelio. Imagination magic. Ah, a dat pe pisică, nu cred. Wow! Una sus. Alohomora. Una pe aici. Gear slots are full again. Veșnica problemă. Și eu am dat ceva verde, probabil. Revelio. Dacă pe aici se poate cățăra, trebuie să-mi aduc chestiuța, nu? Confringo. Invers. Here.
Wingardium Leviosa. Confringo. Oopsie daisy. Cam multe plaste pe engine pe aici, mă. Multe lucruri sunt blocate și bușite. Deci, nu știu, astea ori n-au fost luate în calcul la update-uri. Serios? Cum ai ajuns aici? Ai rămas pe ciuciulete așa. Aoleu, să nu cazi. Și pe aia vezi că aici sus puteam să ajung cu motorul să zbor. Cel cufăr pe care l-am văzut de sus. Ah, acolo. Dar și pe unde intru acolo? Cred că tot doar de aici, să mă arunc de sus. Ei, na. Dar cine s-a uitat că acolo e gol? Ia dă tu ăsta. Hai că mergem să luăm și pe ăla, da? Asta l-am luat și pe ăsta din WC-ul. Să tragem și apă, văd. Așa. Și ne întoarcem aici. Mai încerc o dată. Sau ar putea să mai fie, dacă îi dau eu un depulsul. Nu. One can only hope, cum se zice. Revelio. Acum mai văzem și un sac. Da. Trecem mai departe. Revelio. Revelio. Adică puteam să vin de afară. Of, 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 mai.
Revelio. Trecem mai departe, că am pierdut deja destul de mult timp. Mergem la acest bandit camp. Bun, am făcut și Dwelling Fit-ul. Ne mai trebuie 5. Și aici foarte multe ciupercuțe. O căprioară. Țin să cred că aici am fost. Phoenix Mountain Cave, am fost, da. Map. Map, 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 map. Nu, pardon, am vrut doar să ies în afară mult. Și să văd ce mai avem de găsit. Un collection chest, un Merlin Trial. Îl vedem pe hartă, e aici. Perfect. Și aveam mai jos și Bandit Camp-ul. Și practic terminăm și regiunea aceasta. Și cam asta am propus pentru astăzi. Am pus să iau bănuții. I almost captured a Graphorn in the forest. Nu facem de linksitul, că mi-e lene. S-a dus. He fell to his death. Dacă n-aș fi să-și scoată mătura, de așa se făcea. Could it be a Merlin trial? Oh, nu, s-au stricat! Una. Revelio. Unde mai avem? Repairer. A doua. Revelio. Nu știu dacă animale trebuie să mai prind. Nu știu unde e al treilea. Care trebuie reparat. Acum mergem la Bandit Camp. Revelio. Hello. With Bombarda, Loyalist Sentinel. Am reușit? Am reușit! Ei, am să dau un al treilea. Nu mai pot să mă iau. Aici e chestul? Destul de greu să faci XP-ul ăsta.
Nu-mi place, nu? Îmi place. Dar ce îmi place este că am finalizat și această regiune, așa că suntem mai aproape de realizarea goalului și anume de a face completion-ul 100%. Dacă vreți să vedeți și voi acest drum, o să încerc să mai filmez videouri, astfel încât să ajungem la final și să descoperim toate elementele. Dar, na, acum fiecare după timp, ca să zic așa. Bun, sper că v-a plăcut acest video și că v-ați mai adus încă o dată aminte de lumea lui Harry Potter. Și eu sunt Ana Maria, până data viitoare, să aveți o zi faină! Closer.